La instruirea desfășurată la primăria orașului Borș au participat reprezentanții a 10 localități din zonă. Activitatea survine celei desfășurate cu o zi înainte la primăria orașului Dragomirești. Personalul SPIRC, colegii noștri de la serviciu mai înainte menționat, a prezentat participanților, printre altele, noutăți legislative referitoare la gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeo, având ca efecte producerea de inundații, de secetă hidrologică, respectiv incidente și accidente la construcții hidrotehnice și poluările accidentale pe cursurile de apă. Cei prezenți au mai parcurs și unele aspecte referitoare la planul de pregătire anual în domeniul situațiilor de urgență. Sunt documente care trebuie întocmite de către reprezentanții autorităților locale. Modalitatea de întocmire a raportului de intervenție în caz de incendiu de către serviciile voluntare pentru situații de urgență, respectiv organizarea serviciului de permanență și semnificația semnalelor de alarmare. Astfel de instructaje vor continua și în perioada următoare în mai multe zone din județ. Pregătirea personalului din administrația publică locală în domeniul managementului și gestionării situațiilor de urgență este o preocupare constantă a specialiștilor serviciului de resort din cadrul ISU Maramureș în vederea creșterii capacității de răspuns a comunităților în situații de urgență și a îmbunătățirii cooperării cu serviciile profesioniste pentru situații de urgență.